Pe 18 decembrie, paraclisul Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul al Mănăstirii Voroneț din orașul Gura Humorului, județul Suceava, și-a serbat hramul. Duminică seara, în lăcașul de închinăciune, a fost săvârșită slujba privegherii de către un sobor de preoți și diaconi. Cei prezenți au fost miruiți și au primit, așa cum este rânduiala, litia binecuvântată. Vis-a-vis de Sfântul Daniel Sihastrul, că te-ai asemănat botezătorului în trăirea pocăinței. Pocăință. Ce înseamnă pocăință? Pocăința, mai înainte de orice, înseamnă schimbarea minții, pentru că de acolo pornesc toate. Vedeți, venim la biserică. Luăm această hotărâre ca de astăzi să renunț cel puțin la un comportament nepotrivit. Asta înseamnă schimbarea minții. Dar ne bucurăm să fim împreună cu obștea monahală de aici, cu părinții slujitori și cu dumneavoastră, cei care ați venit să îl sărbătorim împreună pe Sfântul Cuvios Daniel Sihastru. Amin. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați onorat sărbătoarea. Mulțumim, preasfinția voastră, pentru cuvântul duhovnicesc, cuvântul de care să ne ofere calea, așa cum ne-ați povățuit, calea care ne face mai frumos și mai buni, calea cu care să mergem spre Dumnezeu, dar ne lăsând la niciodată, ne dorim să fim singuri și să fim împreună cu ceilalți. Starețele din mai multe mănăstiri ale Arhiepiscopiei și Rădăuților, alături de invitați de seamă și de prieteni, s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Episcop Benedict Bistrițeanul a făcut referire la personalitatea duhovnicească a Sfântului Cuvios Daniel Sihastrul. La propunerea Stavroforei Gabriela Platon, mai multe persoane au primit din partea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic Ordinul Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul. Generalul de brigadă în rezervă Ion Burlui a acordat Stavroforei Gabriela Planton medalia de onoare a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Suceava. Oferim medalia de onoare a Asociației sunt întâmplători medalia și certificatul poate numărul 18. 18 din ziua în care prezumim preacuviosul Părinte Daniel Sihastru. Pelerinii au primit în dar câte un pachet cu alimente, rugăciunile, binecuvântările și harul izorât din mormântul Sfântului Cuvios Daniel Sihastrul i-au întărit în credință pe cei care s-au rugat la hramul mănăstirii Voroneț. Fiecare inimă care a poposit în acel loc cu evlavie și cu răbdare a primit în suflet har, binecuvântare, bucurie și alinare sufletească, dar și trupească.